Bună ziua! Sunt Anca Popa și vreau să vă prezint un proiect special dedicat persoanelor cu albinism, descoperit de mine pe, pe rețelele de socializare și cu această ocazie vă prezint o persoană cu albinism generalizat în persoana lui Mircea Costel Bratosin. Salutare, Mircea! Salutare și ție, Anca, și ne bucurăm să fim împreună în această ocazie! Cum recunoaștem astfel de persoane? Ei, cred că imaginea din fața ta spune totul. Sunt oameni cu părul alb care îi vezi pe stradă, doar că sunt puțin ei. la număr. Important este ca să știi că nu poți sta la soare. La soare e problemă mare, nu poți merge la mare, doar la munte și te poți bucura de viață ca orice persoană. Doar că problemele de vedere sunt mai accentuate la am majoritatea persoanelor cu albinism și cam atât poate că sunt confundate puțin cu cei care au îmbătrânit de vreme sau timpuriu, cum se spune pe la noi pe aici. Spunem, te rog, cu aproximație, câte persoane cu albinism există în România? În România ca și în întreaga lume ar putea exista undeva la 1 la 17, 20 de, mii de persoane, se poate naște o persoană la 1 la 200 de persoane, deci, număr foarte mare în România, nu aș putea spune că ar fi. Dacă facem un calcul matematic la câte persoane avem, am putea duce undeva la 10.000. Dar eu cunosc până acum între 50 și 100 de persoane pentru că atât am reușit cât am fost în drumul vieții până acum. Spune-mi, unde găsim comunitatea voastră, cum se numește și vorbește puțin despre ea. Comunitatea noastră este înființată în 2015 toamna, undeva septembrie-octombrie, la dorința mea din 2003 de a aveau astfel de comunitate de a împlini visul de a avea o asociație dedicată persoanelor cu albinism și am creat această comunitate de a aduna cât mai multe persoane cu albinism. Momentan suntem 44-45 de persoane și este o comunitate care a adus și căsătorii, a adus și prietenii frumoase și Cred că această comunitate poate fi găsită pe Facebook, se numește Comunitatea Albinism România Internațional. Există și grupul albilor și pe Skype și pe Messenger și aveți pagină de like, da, oficială, aveți pagină de prieten, aveți și grupul comunității Albinism România Internațional. Cu ce se confruntă persoanele cu albinism în România? Ca toate persoanele cu dizabilități din România și persoanele cu albinism suferă de marginalizare din partea statului român și a societății. Își greu își găsesc de, de muncă, greu este și cu accesibilizarea pentru persoanele care au și probleme de vedere. Greu este când societatea te respinge la locul de muncă, pentru că există și astfel de situații, sau multe dintre persoane au complexe de inferioritate când merg pe stradă, pentru că sunt confundate, cum spuneam mai devreme, cu persoanele care au îmbătrânit de tinere. De aceea, cred că persoanele astea au depășit momentul ăsta, dar locul de muncă e o problemă și accesibilizarea în România la momentul de față și e o problemă destul de spinoasă. Ce nevoi au și ce și-ar dori persoanele cu albinism de la instituțiile statului? Ca orice persoană cu dizabilitate, mă repet acest cuvânt pentru că intră în categoria persoană cu dizabilitate vizuală, aceste persoane își doresc foarte, foarte mult o egalitate de șanse, pentru că dizabilitatea noastră are multiple abilități. Își doresc o viață normală prin accesibilizare la locul de muncă și pe stradă și în instituțiile statului și private și cred că să fie cunoscute că există și ele în România ca orice altă persoană cu dizabilitate și să nu fie confundată persoana cu dizabilitate ca o probleme mentale, ci doar o limitare fizică care nu este o problemă, ci doar trebuie acceptate să vadă dincolo de albinismul nostru, cum pot vedea și de celelalte limitări fizice, pentru a duce o viață normală și cred că instituțiile statului sunt obligate prin legea 448 per 2006 să fie angajate și noi ne dorim ca uh, aceste persoane să aibă uh, recunoaștere din partea statului român și nu numai a instituțiile statului, uh, ci și cele private să facă acest lucru. Dacă în alte țări uh, persoanele sunt respectate, așteptăm și în România acest lucru din partea statului. Mircea, poți să-mi spui cu ce te ocupi și care sunt pasiunile tale? Momentan sunt, sunt absolvent al post balneo, Balneofizioterapie, masaj și tehnician, secretar operator birotic la Centrul Școlar Regina Elisabeta. acum îi spune. Liceul Tehnologic Special Regina Elisabeta și momentan sunt de 10 ani buni, sunt asistent balneofizioterapeut pe departamentul masaj la Spitalul Clinic de Recuperare Băile Felix din Bihor. Am lucrat și în București la Spitalul Județean Ilfov și la un centru legat de Spitalul Județean. Deci avem experiență pe zona asta, pasiunea mea este jurnalism. Vreau ca din acest jurnalism amator, pe care îl fac de patru ani prin lumea în obiectiv, să devină ceva real, adică să trece la următorul nivel. Orice lucru trebuie trecut la următorul nivel. Vorbim de un jurnalist profesionist. Dacă oamenii au dorința și plăcerea de a descoperi pe canalul meu Lumea în Obiectiv Mircea Cosel Brătosin lucrurile pe care nu le-au văzut și nu le-au cunoscut, îi invit să vadă acolo ceea ce fac eu și cu siguranță s-ar putea să rămână surprinși de ceea ce poate face o persoană cu albinism. Pasiune? Asociația ridică și umle este o asociație non-guvernamentală dedicată persoanelor cu dizabilități în România, locomotori, nevăzători și surdomoți. De 10 ani sunt voluntar acolo și îmi place să fac lucrul ăsta, să fiu în preajma oamenilor și să fac lucru de bine și asta e cel mai important. La asta am fost chemați cu toții de cel de sus, să facem lucrurile să fie bine și să fim uniți pentru a reuși împreună vroiam să întreb, există în România rețele de socializare, pagină de Facebook, grupuri de prieteni? Da, am spus mai devreme că există și așteptăm cât mai multe persoane să fie în grupul nostru, în această comunitate Albiniz România Internațional, pentru că ne dorim să ne facem cât mai mulți, pentru că uniți pentru același scop și puternici devenim, putem să ne facem cunoscuți și statului român, care nu știu dacă câți la sută dintre românii noștri știu ce înseamnă albinism și câți din guvernul României și din locurile, locurile de mai înalte știu despre noi. Și de aceea cred că la acest interviu e o ocazie în plus de a cunoaște despre noi. Uh... Există o zi specială uh, dedicată persoanelor cu albinism? Da, în 2000. O știm puțin dacă există așa da. ceva. În 2014, ONU a hotărât ca să existe o zi specială dedicată persoanelor cu albinism. Iată că anul ăsta mai avem puțin și sărbătorim această zi, pe 13 iunie. O zi care e dedicată întregii lumii, Ziua Mondială a Albinismului. Și de acest eveniment se ocupă o agenție mondială a albinismului care se, se pune la dispoziția fiecărei persoane cu albinism din toată lumea. Asta e lucrul cel mai frumos și ONU -on -on este informată de orice eveniment din fiecare colț al lumii. Cred că e ceva special, ne bucurăm, ne simțim ca niște îngerași, ca niște oameni speciali, ca niște oameni binecuvântați de Dumnezeu și cred că asta e cel mai important. Important e să statul român să ne vadă la fel de normal ca ceilalți și să ne ofere egalitate de șanse că fiecare dintre noi, eu, din ce știu, au învățat o școală și pot oferi mai mult decât își imaginează statul român și privat ce poate face o persoană cu dizabilitate de vedere, dar în același timp și cu acest albinism generalizat care este atât de vizibil. Uh, vreau să vă spun că Mircea a pregătit uh, niște mesaje care, care vor fi atașate la finalul acestui interviu și vor ajunge și la dumneavoastră. Uh, Mircea, poți să ne spui ce mesaje ai pregătit uh, pentru. A ajunge la persoanele interesate să socializeze cu, cu voi? Da, am pregătit pentru 13 iunie, la cererea Agenției Mondiale Albinismului, câteva mesaje împreună cu câțiva prieteni albinoși pentru ONU dedicat acestei zile de 13 iunie, ziua mondială a albinismului. Ne bucurăm și noi le spunem doar atât că avem valoare, suntem oameni care putem oferi tot ce este mai bun din noi, dizabilitatea alea fizibilă, care pare limitată, în schimb are multiple abilități oferite de Dumnezeu și puneți-l la încercare și noi cu siguranță nu vă vom dezamăgi. Vă doresc tuturor să aveți, dragii mei, putere, binecuvântare de sus și să aveți curajul de a vă vârâ în viață, da? în societate, să nu așteptați de la nimeni nimic și arătați-le că sunteți capabili. Asta are nevoie societatea. Nu așteptați ca cineva să vină la voi, ci voi faceți ca ei să vină către voi prin implicarea voastră în societate. Faceți-vă vizibil pentru că vizibilitatea vă va aduce respect și cu siguranță succesul de care, cu sigura, de care aveți nevoie. În final, doresc să vă ofer un mesaj spe special din 13 iunie pentru toți cei care vor să sărbători această zi un gând bun și numai bine vă doresc. Mulțumesc pentru invitație și sper că acest mesaj să ajungă acolo unde este nevoie și îi așteptăm pe toți albinoși din grupul nostru, Comunitatea Albinoși România și salutăm pe toți cei care vor urmări acest mesaj și le spunem că îi așteptăm să fie parte din viața noastră. Mulțumesc, Mircea, pentru interviu acordat. Toate cele bune și succes în realizarea tuturor dorințelor pe care tu ți le-ai spus ca țintă și ca scop pentru tine și pentru toți cei care sunt persoane cu albinism. Mulțumesc, Dumnezeu. Mult succes și ție în toate proiectele și sper că acest proiect să fie unul special pentru cei care îl vor vedea și cu ocazia asta, poate că după acest interviu, vor cunoaște oamenii ce înseamnă cu adevărat persoana cu albinism în România. E atât de rară încât nu prea o vezi pe stradă, dar acum au șansa să o vadă. Mult succes îți doresc!